Dragi spectatori, vă spunem un bun venit la povestea unui imn. Cântecul pe care urmează să-l ascultăm a fost scris de o tânără creștină suedeză pe nume Carolina Sandelberg. Lina, așa îi spuneau cei dragi, a fost numită Fanny Crosby a Suediei. Datorită talentului ei și a contribuției pe care a avut-o în dezvoltarea imnologiei creștine. Cele aproximativ 650 de imnuri scrise de Lina le-au fost de mare folos predicatorilor care au contribuit la marile treziri spirituale din țările scandinave, care au avut loc în a doua jumătate a secolului XIX. Născută pe data de 3 octombrie 1832 în familia unui păstor luteran, Lina a avut multe probleme de sănătate. Acest lucru nu a împiedicat-o însă să fie foarte activă în biserica în care slujea tatăl ei. La vârsta de 26 de ani, Lina a trecut printr-o experiență dureroasă care avea să influențeze întreaga viață. Însoțindu-l pe tatăl ei pe un micuț vas de croazieră ce străbătea lacul Vättern de pe coasta de est a Suediei, în apropiere de Gothenburg, dintr-o dată vasul a început să se clatine, probabil din cauza unui cutremur. Sub privirile neajutorate ale fiicei sale, pastorul Sandel a căzut peste bord și nu a mai putut fi salvat. Întoarsă singură acasă, Lina a început să studieze mai profund Biblia pentru a înțelege de ce a îngăduit Dumnezeu acea încercare în viața ei, dorind să înțeleagă ce trebuia să învețe de aici. Numeroase texte biblice au adus alinare tinerei, care a început să-și exprime gândurile în versuri. În anul 1858, 4 dintre poemele scrise de ea au fost publicate în diverse reviste. 7 ani mai târziu, Lina a compus cea mai cunoscută cântare a ei, zi de zi, în fiecare clipă, și a fost publicată foarte curând. Acest cântec exprimă mângâierea pe care o primim atunci când înțelegem că nicio clipă Dumnezeu nu-și părăsește copiii, că atunci când un credincios simte că este la capătul puterilor și nu mai poate merge înainte, Dumnezeu îi dăruiește puteri proaspete ca să-și continue călătoria spre cer. În timp ce cântăm această cântare, ne aducem aminte de începutul psalmului 125. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie, și de chemarea pe care ne-o face prorocul Isaia. Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca viacurilor. Care clipă eu primesc puteri și har de sus, să înving mereu orice ispită, fiind condus de-al meu iubit Iisus. El ce-ntrece orice purătate, îmi dă zilnic tot ce e mai bun. Sunt convins că Domnul știe toate, Lui mă-nchin și mă supun. Zi de zi El însuși mă însoțește, pași-mi poartă în chip minunat, și astfel orice rău ce-asupra-mi vine, spre al meu bine va fi preschimbat. Dumnezeul cel atotputernic mă păzește cu sfânt brațul său, mă-ncred în cuvântul său cel veșnic și îl urmez voios mereu. Mă ajută-n
orice încercare să mă încred ferm în cuvântul tău, ca să nu pierd dulcea mângâiere ce-o primesc mereu la sârul tău. Mă ajută ca orice durere s-o primesc ca și din mâna ta, ceas cu ceas purtat de-a ta putere, până ajung în țara mea. Până ajung.